Bună seara, bună seara și Hristos a înviat tuturor! Ediție specială de Paști. Nici mie nu vine să cred că am intrat. Încă nu sunt live, aștept acel semnal care să-mi spună că sunt cu voi. Bănuiesc că e o seară specială și că multă lume intră live. Bună seara, bună seara! Am aprins niște Palo Santo ca să fac o atmosferă frumoasă aici. Vă spuneam că nu vine să cred nici mie că am intrat, dar așa s-au aliniat lucrurile. Merg foarte mult pe ceea ce mi se arată, așa cum spun în poezia, într-una dintre poeziile mele, primește ce vine spre tine, acceptă drumul ce se așterne în fața ta. Ce înseamnă asta? Înseamnă că lăsăm universul să ne facă programul, să ne arate încotro, să ne îndreptăm. Am ajuns să fiu atât de surprinsă și de fericită exact ca un copil, pentru că lucrurile în viața mea se întâmplă exact așa. Nu știu niciodată unde ajung, cu cine mă întâlnesc, cine mă sună, ce se întâmplă, cum se întâmplă, pentru că nu mai planific nimic, absolut nimic. Sunt exact ca un copilaș care în fiecare zi iese la joacă și în fiecare zi ne jucăm ceva nou. Am avut două zile pline, vineri și sâmbătă, am petrecut cu o prietenă și a fost așa foarte interesant totul pentru că lucrurile s-au așezat așa de la sine. Iar astăzi, pentru astăzi nu aveam niciun plan, e ziua de Paște, aș fi putut să ajung peste tot. Am vrut la un moment dat să plec la mare, m-am răzgândit, după aceea am vrut să merg la părinții mei, după aceea la surori, mai erau și alți prieteni care vreau să mă vadă, dar nu s-a legat nimic, s-a legat să rămân acasă și e chiar minunat, să știți. Nu este nimic, nu știu... Vai, să petreci de Paște singură, nu este absolut deloc ieșit din comun. Chiar a fost o zi minunată, am stat cu mine, am citit, m-am bucurat de ceea ce sunt eu, m-am odihnit și în seara asta am intrat cu voi. Nu eram sigură că vreau să fac asta, am stat și m-am gândit, băi, e totuși ziua de Paște, să intru eu cu poeziile mele, cine o să mă asculte, dar iată că suntem 80 de oameni și... Știu că live-urile sunt ascultate ulterior. Nu știu despre ce o să povestesc, sunt convinsă că o să iasă ceva, dar în primul și în primul rând vreau să vorbesc despre asta, despre faptul că noi cu toții trecem prin această schimbare majoră. Tot pământul se schimbă cu totul. Noi trebuie să renunțăm la a mai ține cu dinții de ceva, să renunțăm la control. Așa ce frumos este când te abandonezi și lași lucrurile să se așeze de la sine și ți se așează atât de multe lucruri în față și îți dai seama de atâtea, nu știu, de atâtea ocazii în care ai fi putut să trăiești atât de liber și frumos și cumva noi ne încăpățânăm să așezăm lucrurile cum vrem noi, iar universul are alte planuri pentru noi, mult, mult, mult mai bune și mai frumoase. Aș vrea să vă inspir prin ceea ce sunt eu, prin bucuria asta pe care o exprim și prin forța mea interioară să vă abandonați și să lăsați viața asta să vă trăiască ea pe voi. Să nu mai încercați să o... Da, noi creăm, într-adevăr, prin ceea ce gândim, prin ceea ce scoatem pe gură. Dar apoi, după ce ai vizualizat felul în care vrei să trăiești și cum ai vrea tu să fie versiunea ta cea mai bună și cea mai frumoasă, apoi... Nu te mai gândești cum o să ajungi acolo, ce trebuie să se întâmple, vai, nu am nicio șansă. Pur și simplu ai lansat intenția, ai lansat viziunea și apoi stai liniștit, convins fiind că se va întâmpla. Da, așa stă treaba. Să știți că la mine lucrurile... Mă uit la unele lucruri care se întâmplă în viața mea și la care acum 4 ani doar visam. Visam. Și... Nu mă mai miră nimic, pur și simplu sunt bucuroasă și entuziasmată să trăiesc tot ce vine către mine. Din ce în ce mai puține zile în care să zic că mă derutez sau că mă pierd în... Unde ne pierdem? În partea noastră de personalitate, de ego, de
cu cât sălășuiești mai mult aici, în inimioară, cu atât ai niște stări extraordinare și te simți atât de bine și nu-ți mai trebuie nimic. Pentru că noi asta suntem, suntem suflete, dragii mei. Avem minte, avem trup. Într-adevăr, toate trei formează minunile astea care suntem noi. Dar sufletul este la butoane. Fără suflet, ce trup și ce minte. Am pentru voi o poezie care se numește chiar așa, Noi suntem suflet. Și am să vă citesc această poezie. Chiar astăzi e ziua de Paște. Ce frumos! Da. Noi suntem suflet, iar sufletul pur și simplu este. Sufletul nu se simte singur. Sufletul nu dorește. Noi suntem suflet, iar sufletul e bucurie și iubire. Sufletul este în permanentă armonie. Sufletul știe. Noi suntem suflet, iar sufletul nu are nume. Sufletul nu are sex, nu are rasă. Sufletul nu se opune. Noi suntem suflet, iar sufletul nu se grăbește. Sufletul n-are nicio așteptare. Sufletul iubește. Noi suntem suflet, iar sufletul nu moare niciodată. Sufletul a fost, este și va fi. Esența și natura noastră. Amin. Și vă mulțumesc că m-ați ascultat, că sunteți alături de mine. Simt așa cum ni se conectează inimioarele. Din moment ce mă ascultați, e clar că îmi simțiți vibrația. Așa cum vă spuneam, trăiesc niște clipe minunate. Transformarea și procesul meu de evoluție a depășit orice imaginație, orice așteptare. Încă mă uit și zic, măi, dar de unde mă transform și mai mult de atât? Chiar se poate și mai bine? Chiar pot să devin și mai frumoasă? Chiar pot să fiu și mai aliniată cu mine? Se poate chiar mai liniștită de atât? Nu îmi vine să cred. Efectiv, sunt dată pe spate de tot ce se întâmplă. Mă uitam și la yoga ieri sau azi de dimineață. Am reușit să ridic piciorul din podul de jos și cumva acum 3 ani, 4 ani când am început să fac yoga, era un vis. Cum o să ajung eu vreodată să am atâta stabilitate în mâini să pot să fac asta? Dar iată că se poate. Se poate cu exercițiu, dacă știți ce vă doriți și aveți încredere în maximă în voi, orice este posibil. Orice. Este posibil să iubești, nu știu, un om și să ai impresia că omul ăla niciodată nu o să te iubească sau că niciodată nu o să te vrea. Și uite, dacă ai răbdare și crezi în tine, 4 ani mai târziu îți spune că te iubește și că ești minunea lui. Se întâmplă tot felul de lucruri frumoase și îmi place că pot să fiu un exemplu pe partea asta. Și o să merg înainte cu tot ceea ce fac, să vă inspir și cu partea de alimentație vegană și cu yoga și cu poeziile mele și cu felul în care îmi trăiesc viața. Și vreau să vedeți că se poate să dai drumul fricii de sărăcie și să trăiești și să lași universul să aducă în calea ta toate lucrurile de care ai nevoie. Nu vei duce lipsă de nimic, de nimic. Vor veni bani și pentru haine și pentru mâncare și pentru călătorii și pentru tot. Se poate trăi și altfel decât noi am crezut că trebuie să trăim.
atât timp cât ești prins în mintea ta și îți faci probleme și ai impresia că totul este ceea ce se vede material și nu înțelegi că ceea ce se vede în realitatea ta este de fapt creat de tine, vei suferi, pentru că personalitatea noastră, ego-ul nostru, caută tot timpul motive să fie zgândărit și rănit și caută tot timpul, cu asta se ocupă, despre asta e vorba. Dar în momentul în care tu poți să-ți vezi foarte ușor partea de personalitate, ego-ul, și să nu te mai lași pierdut acolo, să observi gândurile, să vezi, ia uite ce mi-a trecut acum prin cap, ia uite, iar mă duc într-un pattern mai vechi, dar refuz să plec pe drumul ăla și rămân aici, ancorat în mine. Și nu te mai deranjează nimic, nici că nu ți se răspunde la mesaje, nici că nu știu cine nu te-a invitat nu știu unde, nici că nimic, nu te mai deranjează nimic, iei totul așa cum vine și pentru că tu știi cine ești și pentru că îți cunoști valoarea și pentru că rămâi fidel crezului tău și adevărului din tine și frumuseții tale, ce să pierzi? Ce ai de pierdut dacă nimic nu ți aparține? Nimic. Tu ești pe lumea asta cu tine, lucrurile și tot ce vezi în jurul tău, trebuie doar să te folosești de ele ca să îți creezi o experiență și mai frumoasă, din ce în ce mai frumoasă. Să te creezi pe tine o altă versiune, din ce în ce mai strălucitoare. Da, despre asta e vorba. Da, mă bucur tare mult că am intrat. Încă o dată vă urez Paște fericit. Să petreceți așa cum vă dictează inimioara. Am lăsat un filmuleț video pe grup. Cei care nu sunteți încă pe grupul Georgiana Dănilă Grup, vă invit acolo. Postez destul de des, în fiecare zi, tot felul de citate, filmulețe mai vechi, poezii noi. Vă invit și pe voi să postați poezii și dacă mâncați vegan, și dacă faceți yoga, și dacă, eu știu, aveți tot felul de trăiri pe care doriți să le împărtășiți cu restul membrilor, cu mare drag vă aștept acolo. Vă aștept și pe Instagram, și pe YouTube, și pe site-ul georgianadanila.com și Doamne ajută să ne întoarcem și la evenimente, că tare mi-e dor să mai fac un eveniment cu public și să recit poezii și să ne cunoaștem. Da. Vă mulțumesc, suntem puțini, dar mă gândeam că va fi așa, pentru că probabil sunt foarte mulți oameni acum care ascultă muzică și dansează și au intrat live de la grătare și Facebook-ul ăsta săracul nu poate să ne ducă pe toți, nu? Și ca să fac și o glumă. Dar încă o dată vă mulțumesc din suflet că m-ați ascultat. Vă doresc o zi minunată în continuare, o duminică superbă, magică. Și mâine la fel, să aveți o zi însorită și frumoasă și să stați ancorați în inimioare. Vă mulțumesc și să ne vedem cu drag duminica viitoare. Pupici! La revedere!